Ați văzut mai multe studii care vorbesc despre o discriminare sau o șanse a femeilor ca la pensionare să primească o pensie mai mică ca un bărbat care are același stadiu de cotizare și care are venit și a avut o experiență similară de muncă cu o femeie. De unde apare această discrepanță? În stadiul total de muncă sunt calculate perioadele contributive și necontributive în cazul femeilor. Deci, dacă femeia a fost în concediu de îngrijire a copilului, atunci această perioadă este calculată în stadiu total, atunci când ieși la pensie, conform vârstei, limitei de vârstă. Dacă dorești să ieși la pensie mai devreme, nu la limita de vârstă, dar în baza stagiului de muncă, atunci perioada cât ai stat în perioada de îngrijire a copilului, ea nu este considerată o perioadă de contribuție la bugetul asigurărilor sociale și deci se ia în calcul doar perioada când dumneavoastră ați muncit și ați avut un salariu din care s-a transferat o contribuție la bugetul asigurărilor sociale. Chiar dacă o femeie îi se calculează perioada de contribuție la bugetul asigurărilor sociale egală cu perioada de contribuție a bărbatului pentru aceeași muncă, veți vedea că femeia va avea o pensie mai mică decât bărbat cu aceleași date ca și ea, din cauza că salariile femeilor sunt mai mici decât salariile bărbaților.